Slăvit să fie Domnul, frați și surori! Cântam această cântare minunată aici, numai ce suntem o familie unită, suntem o familie reală. Și aș dori ca să punem o întrebare. Suntem noi această familie unită? Suntem noi această familie reală? Suntem noi această familie care iubește? Suntem noi familia Domnului nostru Iisus Hristos? Doamne, ajută-ne să fim, fiindcă ce minunat este să fim într-o familie. Și nu orice fel de familie, ci familia Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Doamne, ajută-ne la aceasta! Frați și surori, vreau ca să fac o precizare. Fratele Alin a vorbit un lucru pe care nu cred că trebuia să-l vorbească, să-l spună. A făcut o greșeală. Fratele Ion Botezat nu are ce spune. Nu are multe de vorbit. Că dacă spun eu ceva, în 5 minute am terminat. Și vă plictisesc pe toți. Eu aș dori Domnul să spună prin mine ce are de spus. Frate și soră, în această zi suntem în locul acesta, nu e ușor să mergi, să călătorești, să leși familie, să leși copii, să leși lucru de vineri, de mâine și să mergi în misiune și să faci lucrarea lui Dumnezeu și să vorbești ce Dumnezeu îți dă și să stai la dispoziția Domnului. Dar se merită, fiindcă suntem împreună cu familia Domnului Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu care s-a citit în ziua aceasta, unul din lucruri pe care s-a citit, foarte mult ce l-a spus și fratele Sorin, zice, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și mă gândeam că în săptămâna aceasta ați avut în locul acesta și am fost și vineri la o seară de stăruință după Duhul Sfânt. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că noi trebuie să stăruim după Duhul Sfânt. Trebuie să stăruim să avem Duhul Sfânt în inimile noastre și de aceea zic din toată inima, Doamne, dă Duhul Sfânt celor ce-L cer. Dar aici vorbește că trebuie și să fim plini de Duhul Sfânt. Nu doar că să-L avem în noi, ci să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Și important lucrul acesta, fiindcă o persoană peste care a venit Duhul lui Dumnezeu e în persoana respectivă și persoana aceea se umple de Duhul Sfânt, dintr-o dată observăm că ce în Romani capitolul 8, versetul 14 spune așa, căci toți cei care sunt botezați cu Duhul Sfânt. A, călăuziți. Deci nu botezați cu Duhul Sfânt doar. Deci dacă s-ar opri aici, spune că toți cei care sunt botezați în Duhul Sfânt, sunt mântuiți, o sunt ai Domnului. Ok, am primit Duhul Sfânt, ne relaxăm și Doamne ajută, suntem mântuiți. Dar nu-i chiar așa. Cuvântul ne arată că trebuie să fim plini de Duh, apoi trebuie să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și doar oamenii călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și suntem mântuiți. Vreau să zic lucrul acesta și dacă nu voi zice, Domnul așa mi-l pune pe inimă. Sunt tineri. 33 de persoane cred că ați ieșit vineri seara aici înainte că ați primit Duhul Sfânt. Ce se întâmplă că în moment când Domnul Iisus Hristos a fost botezat cu Duhul Sfânt, dintr-o dată Duhul a călăuzit spre post și rugăciune în pustie. Dar pe mulți dintre voi, ieri a fost o zi de post anume pentru voi tinerii și mulți n-au fost. E o problemă. E o problemă mare. M-aș fi așteptat cel puțin toți care au ieșit în față să fie sâmbătă la post și rugăciune, că au fost pentru voi. Duhul călăuzește spre post și rugăciune, nu spre a sta acasă, a te relaxa, la se duc alții. Doamne, ajută și călăuzește pe toți care suntem în locul acesta să fim în locul unde ne vrea Duhul Sfânt să fim. Amin. Se citea aici mai
mai jos despre cuvântul pe care despre Domnul Iisus Hristos ne spune: bărbaților, iubiți-le nevestele cum a iubit și Hristos, a iubit și Hristos biserica, și spune cuvântul lui Dumnezeu: și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Asta parcă e lucrul lui Iisus Hristos cu biserica. Întrebare: oare trebuie și noi să facem ceva în privința aceasta sau stăm relaxați că totuși Domnul Iisus Hristos ne va sfinți până la urmă, ne va înfățișa înaintea Tatălui, vom fi fără zbârcitură, fără altceva de felul acesta, noi să stăm într-o parte și Dumnezeu va lucra așa, cumva ne va sfinți, cumva ne va duce în cer. Eu cred că e și partea noastră. Aici e și partea mea personală. Da, Domnul îmi spune că vrea să facă lucrul acesta cu mine, parte din biserică. Să mă ducă să mă înfățișeze pe mine, fără pată. Acum eu trebuie să lupt ca să trăiesc fără pată. Eu trebuie să lupt să fiu fără prihană. Trebuie să lupt să fiu curat. Trebuie să lupt ca să fiu în felul acesta cum îi place lui Iisus Hristos. E o luptă, frate și soră. Trăim o luptă, s-a vorbit mult de lupte în ziua aceasta. Noi trăim într-o viață în care trebuie să luptăm zi de zi cât suntem pe pământul acesta și să nu ne oprim. Însă cuvântul lui Dumnezeu aici ne arată în versetul 17, unde spune așa: de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Înseamnă că noi trebuie să înțelegem care e voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Și spune, nu fi nepriceput, noi trebuie să înțelegem ce e ce facem, care e voia, care e planul lui Dumnezeu. Dar mai fac un pas. Cred că trebuie și să înțelegem ce fel de luptă trebuie să o ducem. Fiindcă sunt lupte bune, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, luptați lupta cea bună. Este o luptă bună, dar sunt lupte greșite pe care n-ar trebui să le luptăm. Și în ziua aceasta mă leg de acest verset care spune, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți. Dacă nu înțelegeți, e timpul să înțelegem care este și lupta pe care trebuie să o luptăm. Vreau ca să ne uităm la un om din Vechiul Testament pe care nu a înțeles lupta și a luptat cu totul cum nu trebuia să lupte. Și în ziua aceasta aș dori și pe noi Dumnezeu să ne învețe din lucrul acesta, fiindcă totul, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni 10:11, că toți, absolut tot ce scrie în cuvântul acesta, în Sfânta Scriptură, este pentru învățătura noastră. Și eu cred din toată inima că și oamenii din trecut care spune aici ce au făcut, e pentru ca noi să învățăm ceva, ca să fim ca ei sau ca să nu fim ca ei. Doamne ajută-ne! Vreau ca să citesc câteva versete din 1 Samuel, e vorba despre Saul. 1 Samuel, capitolul 23, versetul 25, spune cuvântul așa: Saul a plecat cu oamenii săi în căutarea lui David. Despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David, care s-a coborât la stâncă și a rămas în pustiul Maon. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustiul Maon. Saul mergea pe o parte a muntelui și David cu oamenii lui pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede ca să scape de Saul, dar Saul și oamenii lui chiar înconjuraseră pe David și pe ai lui ca să pună mâna pe ei. Și atenție! Când un sol a venit și a spus lui Saul, grăbește-te să vii, căci au năvălit filistenii în țară. Saul a încetat să urmărească pe David și
s-a întors să, ia, să iasă înaintea filistenilor. De aceea locul acela s-a numit Sela Hamahlecot, stânca împărțirii. De acolo David s-a suit spre locurile întărite din Engedi și a locuit acolo. Atenție ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Îl prezintă pe Saul că dintr-o dată se trezește într-o luptă. Saul, ce faci? Păi lupt. Cu cine? Cu David. Păi stai puțin, dar lupta pe care tu trebuie să o ai, e oare cu David sau cu filistenii? Observăm că în moment când el caută să lupte cu David, dintr-o dată vine un somn și spune, Saul, oprește-te din lupta aceasta, fiindcă este o altă luptă care e acasă, o luptă dinăuntru, o luptă care a venit, nu că dinăuntru cetății, dar o luptă care a venit și a atacat poporul nostru, pe copiii, pe soțiile noastre, pe toți care sunt cu noi. Și aceștia sunt filistenii. Saul își dă seama de lucrul acesta, înțelege că de fapt lupta pe care el o luptă acum, nu e o luptă pe care trebuie să o ducă și spune că renunță la lupta aceasta și se duce să urmărească pe filisteni. Și parcă s-a terminat totul. Dar dintr-o dată, în următorul verset din capitolul 1, în următorul capitol, spune, când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și au spus, iată că David este în pustiul Engedi. Saul, păi din nou la luptă împotriva lui David. Parcă nu au înțeles, parcă ceva nu înțelegea că lupta lui nu era cu David. Frate și soră, în această zi aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt care spune, înțelegi tu lupta pe care o lupți sau e o luptă greșită? Uneori ne luptăm, dar ne luptăm în vânt că de fapt lupta e greșită. Uneori sunt lupte între noi pe care sunt lupte care nu le aprobă Dumnezeu și Dumnezeu spune de fapt, omule drag, lupta noastră nu este în felul cum noi ne gândim, ci lupta este cu cel rău, cu Satan. Uitați ce spune în Efeseni, și știm cuvântul acesta din Efeseni capitolul 6, Efeseni capitolul 6, versetul 11, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor aici, spune așa, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puneți ține piept împotriva cui? Uneltirilor diavolului. Frate și soră, vreau în ziua aceasta să știe toți, mic și mare, care în locul acesta. Lupta noastră este cu diavolul. Lupta e împotriva uneltirii diavolilor. Lupta noastră e împotriva duhurilor care bântuie în văzduhul acesta. În 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, spune, fiți treji și vegheați pentru că cine? Protivnicul vostru. Ok, ce spune despre protivnic? Protivnicul e ceva care e împotrivă. Este vrăjmașul nostru. Care, frate și soră? Protivnicul vostru, diavolul. Dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceeași suferință ca și voi. Lupta noastră adevărată este împotriva lui Satan. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Dar uneori ne trezim că ne luptăm exact ca Saul, împotriva lui David, împotriva celui care n-ar trebui să luptăm. Care ar fi niște lupte greșite? Păi în primul rând, e lupta împotriva unuia, altuia din jurul nostru. Saul s-a luptat împotriva lui David. Pentru ce? Care era situația? De ce se lupta el împotriva lui David? Cu ce ocazie? Nu i-a plăcut ceva? Da, înțeleg. Dar de ce să lupți împotriva fratelui tău? Frate și soră, azi a fost cuvântul prin fratele Sorin despre niște lupte pe care se întâmplă între noi. Luptăm unul împotriva altuia. E, vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a spus gândul acesta încă înainte de a veni la adunare că trebuie să vorbesc despre aceasta.
Ați vrut cineva să vă vorbească din afara adunării? Uitați-vă că cineva vorbește în ziua aceasta și spune că lupta unii împotriva altora e un păcat mare. Noi nu suntem chemați să ne luptăm unii împotriva altuia, frate și soră. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu în, tot în Efeseni, lupta noastră cu 6 nu este unul împotriva altuia. Lupta noastră nu e împotriva trupului, împotriva sângii și cărnii. Nu e asta lupta. Eu ce avem noi de împărțit, frate și soră? Ce am eu cu tine? Ce am eu cu mătale? Ce avem noi de împărțit pe pământul acesta? Noi trebuie cu toți să ajungem în cer, în raiul lui Dumnezeu. Noi vrem cu toții să moștenim cerul. Dar totuși oamenii luptă unul împotriva altuia pe pământul acesta. De ce? Și când ne uităm în biserică, e rău că și în biserică se face lucrul acesta. Când oamenii luptă să destrugă unul pe altul, când oamenii se batjocoresc, când oamenii se vorbesc de rău, când oamenii se judecă unul pe altul, când oamenii se apasă în jos unul pe altul, de ce, frate și soră? Ne dă un răspuns Iacov, capitolul 4, versetul 1. De unde vin luptele și certurile între voi? Dă o întrebare foarte interesantă Iacov și spune, de unde vin luptele și certurile? De ce vă mâncați? De ce tot vă mâncați? De ce tot parcă ceva n-ajunge și vreți tot să trageți când pe unul, când pe altul jos? De ce? Și dă răspunsul. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă mădularele voastre? Ce învățăm noi de aici? Că de ce luptăm noi unii împotriva altuia? Știți de ce? Fiindcă poftele dinăuntrul nostru sunt prea mari. Poftele din mădularele noastre sunt mari și Doamne ferește dacă cumva cineva s-o ia înainte. Asta spune exact lucrul acesta în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 și mai jos zice, să știți că în zilele de urmă vor fi vremuri grele, spunea fratele Alin despre vremurile acestea rele, vremuri grele, vremuri rele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevititori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine. Atenție versetul 4 ce spune. Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Vreau să și-mi permit să vă întreb, cui îi scrie această scrisoare? Pavel. Da, lui Timotei, dar cui? Bisericii. Și când spun lucrul acesta, vreau să spun că eu cred. Așa cum scrie, să știi că în zilele de urmă vor fi vremuri grele și ne așteptăm la vremuri grele din afară. Ne așteptăm la vremuri grele pe care ceva să ne atace, ce băi, ce răi guvernatorii aceștia, ce legi foarte urâte, dar nu vremuri de acestea. Eu cred că în biserică, ceea ce am citit, o să se găsească și poate sunt mulți astăzi. Vremurile grele sunt biserică când oamenii sunt iubitori mai mult de sine, decât de frați, de surori, decât de Dumnezeu. Sunt oameni în biserică care îi place mai mult de sinele lui, are plăceri înăuntru mari pe care nu vrea să vadă și pe alții și luptă în continuu unul împotriva altuia. În biserică vor fi, băi, unii evlavioși, având doar o formă de evlavie, zice cuvântul din versetul 5, dar tăgăduindu-i puterea, cui lumii scrie lucrul acesta? Păi lumea nu are formă de evlavie, nu are evlavie. Lumea e păcătoasă și merge în ea cei care nu se pocăiesc.
Însă biserica lui Dumnezeu este biserica care nu trebuie să lupte unul împotriva altuia, ci biserica aici, asta îi vorbește, că biserica poate să aibă o formă de evlavie și tăgăduindu-i puterea lui Dumnezeu, nu lumea. Și când e vorba aici căci oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, de aia sunt lupte între noi, frate și soră. Fiindcă plăcerile mele sunt too high. Am niște plăceri pe care trebuie să se întâmple, să se împlinească, să le satisfac. Și din cauza aceasta lupt cu acela, cu cela, cu cela, că nu-mi place de el. Frate și soră, cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni capitolul 3, versetul 13 spune așa: îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Hristos, așa iertați-vă și voi. Noi nu suntem puși să ne arătăm plăcerile unul altora, ci plăcerile noastre să le supunem și să le răstignim pe cruce. Și când venim în biserică, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Și când vom veni aici și vom fi plăcuți lui Dumnezeu, ne vom îngădui unul pe altul. Când vom veni aici, dacă unul are o plângere pe noi, ne vom ierta unul pe altul. Ce se întâmplă că doar unul să ne calce puțin pe degetul ăla mic de la picior și dintr-o dată ne înfiorăm și dintr-o dată suntem gata să-i facem nu știu ce? Unde suntem, frate și sore? Noi suntem biserica care se cere să ne îngăduim unul pe altul. Să ne iertăm unul pe altul. Vreau să spun că noi vrem să fim iertați. Dacă eu ceva îi zic fratelui, eu vreau ca dintr-o dată să mă duc la el: frate, te rog frumos să mă ierți. Și ceea ce doresc eu, el să zică: frate, Domnul să te binecuvânteze, te iert. Dar când e vorba că e invers, el îmi face mie ceva și el vine și spune la fel: frate, te rog să mă ierți. Acum, eu am niște plăceri. Și acum stau așa, mai încă vreo două, trei ori, peste o săptămână mai vină, că nu-i destul odată, adică să înțeleagă că m-a jignit, că mi-a zis ceva și m-a durut. Mai stai puțin. Și el vine peste o săptămână: frate, te rog, eu înțeleg, dar mai rabdă, o să te iert pe urmă, încă nu mi-a trecut, încă plăcerile spre mari. Știți că se întâmplă de aceștia? Noi vrem să ne ierte pe noi imediat. Și când ne rugăm: Doamne, iartă-ne, te rog, și vrem, Domnul, dintr-o dată, auzi, Ioane, te-am iertat, gata, s-a terminat. Dar uităm, și nu știu dacă aici vă rugați, Tatăl nostru, uităm că ne rugăm și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților altora. Știți ce spune aceasta? Iartă mie exact cum iert și eu. În moment când eu vreau să fiu iertat, dar nu vreau eu să iert, e o problemă mare. Vine Domnul Iisus într-o împrejurare și spune: tot ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. N-am înțeles versetul acesta până într-o zi, când a venit la... Am vrut să mergem la lucru cu un unde meu și în moment când ieșeam, soția mi-a pus două ciocolate. Eu le-am înhățat pe amândouă, zic una mie și una lui. Dar cât mă duceam jos pe scări, mă uitam, sunt două. Una îmi place, dar una nu-mi place. Eu împing pe cei care nu-mi place, că sunt mai tânăr. Și mă urc în mașină și îl întreb: bradere, am două ciocolate, care o vrei? Dar eu speram, zic, poate alege pe cei care mie nu-mi place. Să eu dau lui și a cei care îmi place mănânc eu. Și el zice: care o vrei tu? Eu, ok, dau, primește-o. Și el așa îmi întinde mâna înapoi, zice: nu, tu n-ai înțeles. Ce n-am înțeles? Eu am zis: care o vrei tu, așa dă-mi mie. Și am înțeles versetul:
tot ce voiți să-mi facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Atunci am înțeles ceea ce vreau eu să ofer la altul. Vrea iertare? Oferă altuia iertare. Vrei dragoste de frați? Oferă altuia dragoste de frați. Vrei să fie îngăduit când noi mai greșim? Deci nu-i nimeni aici care n-a greșit. Că cineva spunea într-o biserică, întreabă fratele păstor, cine de aici niciodată nu s-a sfădit cu soția? Cine? Și un frate ridică mână. Eu. Zice, hai încoace. Vine fratele acolo, așa mândru de el, că hai încoace. Spune, fraților, uitați-vă aici un exemplu perfect de un mincinos. Cu alte cuvinte, noi suntem în stare să greșim unul împotriva altuia. Foarte ușor. La o clipeală, fraților. Dar trebuie să ne cerem iertare. Trebuie să ne îngăduim. Nu să luptăm împotriva altuia. Ai greșit cu ceva? Frate, iartă-mă. Frate, vreau să fim frați. Doamne, ajută-ne la aceasta. Lupta noastră nu-i cu frații, nici cu surorile. Lupta noastră e să fim sfinți, curați și fără prihană înaintea lui Dumnezeu și să ne iubim, frate și soră. Alt lucru pe care observăm că noi luptăm, știți care? Lupta cine să fie mai mare? Lupta cine să fie mai mare? Că nu, acum ai pus mai mare fratele Bărsan, dar e o luptă așa, cine să fie mai mare? Nu doar aici cred că e bine în biserica asta, dar vorbesc despre bisericile care nu-i plac pe cine Dumnezeu a îngăduit să fie mai mare. Saul într-o împrejurare vine și aude ceva. Lui David 10.000 și lui Saul 1.000. Păi cum așa? Cum David? Eu sunt mai mare. Cum David? Și a început lupta. Eu sunt mai mare. Eu mă duc. Eu lupt. Eu să fiu mai mare. Însă vine cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 20 cu versetul 24 și spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor aici. Cei 10 când au auzit s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, atenție, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa. Deci nu căutați să fie cine e cel mai mare. Ci oricare vrea să fie cel mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Frate și soră, lupți ca să fii mai mare? Trebuie să te cobori, să fii slujitor. Deci a te lupta să fii mai mare nu e a te ridica în sus, nu. Asta face lumea, asta face guvernatorii, asta face politica lumii acestea. Însă în biserică, dacă vrei să vii mai mare, you have to step down. În biserică se schimbă lucrurile. Vrei să fii mare, du-te mai jos, mai jos și mai jos și Dumnezeu este cel care ridică. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Știi cine a vrut să fie cel mai mare? Yes. Diavolul. El a vrut să fie cel mai mare. În Isaia 14 acolo vorbește. Tu care erai acolo sus, ai vrut să fii cel mai mare, dar ai fost aruncat pe pământ. Fiindcă n-a înțeles că a fi cel mai mare trebuie să slujești. Lupta noastră nu-i pentru a fi cel mai mare, frate și soră. Până la urmă, Dumnezeu ridică oameni. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 75, cu versetul 7. Dacă vreți, deschideți și vedeți. Ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El coboară pe unul și înalță pe altul. Vai de cel pe care îl pune omul. Vai de cel pe care omul îl ridică. Nu-i bun, nu merge. Noi nu trebuie să luptăm pe cine să ridicăm. Pe cel ori pe cel. Nu, nu, nu. Nu trebuie să luptăm, să ne rugăm, să ne smerim, să ne coborâm, să slujim și apoi Dumnezeu ridică. Nu pe cine vrem noi, ci pe cine vrea El, binecuvântat să fie Domnul, că îi spune, El coboară și El ridică. Haleluia, slăvit să fie Domnul și mă bucur că El e în control la lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu
în 1 Petru, tot în privința aceasta, în capitolul 5, versetul 5 și 6, spune în felul următor aici, despre exact lucrul acesta. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândre, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Vremea cui? Păi nu zice că vremea lui Ion, nu, nu? Nu zice că vremea a lui, a persoanei, nu? Ci la vremea lui cu L mare. Și lui cu L mare e vorba despre Dumnezeu. Vrei să fii mare? Păi smerește-te sub mâna tare a lui Dumnezeu. Celor mândre Dumnezeu le stă împotrivă, dar celor smeriți le dă har. Și la vremea lui Dumnezeu, când El hotărăște, da, poate nu ești mulțumit când hotărăște El, asta nu contează, El ține mână totul. El dirijează totul, nu noi. Lupta nu trebuie să fie când, cum, când să-L ridicăm, când să-L coborăm. Nu, 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 nu-i treaba noastră. La vremea lui Dumnezeu îl înalță, binecuvântat să fie Domnul. Frate și soră, lupta nu trebuie să fie unul împotriva altuia, lupta nu trebuie să fie cine să fie cel mai mare, pe cine să-l împingem în față, cine și cum. Nu, 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 nici pe aproape. Și apoi, ultimul lucru, lupta noastră nu trebuie să fie pentru imaginea noastră. A spus cuvântul Domnului în ziua aceasta prin prorocie, să ne uităm înăuntrul nostru. Să vedem și să ne facem o cercetare al lăuntrului nostru, să vedem unde suntem noi. Fiindcă se vede goliciunea lăuntrului nostru în viața noastră. Este o luptă greșită când noi ne uităm și să luptăm ca să imagine de afară, să o arătăm bine. Saul, același Saul, îl observăm când a păcătuit, vine și îl anină pe Samuel și spune, Samuele, hai cu mine! Stai lângă mine, fiindcă eu vreau ca să nu cumva poporul acesta să creadă că s-a lepădat. Saul n-a înțeles lupta adevărată, n-a înțeles că asta e o luptă greșită, în loc să se pună în genunchi și să spună, am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, iartă-mă, Doamne, nu sunt vrednic să stau în prezența Ta. Așa cum a făcut-o David, cum a făcut-o mulți în cuvântul lui Dumnezeu, omul acesta nu s-a pocăit cu adevărat, a luptat pentru imagine. Și noi de multe ori ne trezim, frate și surori, că luptăm pentru imagine. Poporul acesta mă laudă pe buze, spune Domnul Iisus Hristos, dar inima e departe de Dumnezeu. Apoi în altă parte vorbește Domnul Iisus Hristos și spune, ce este înăuntru, pomul bun nu poate da roade rele și pomul rău nu poate da roade bune. Fiindcă ce este înăuntru, omul scoate afară din visteirea inimii lui lucrurile pe care sunt înăuntru lui. Frate și soră, în această zi, lupta noastră nu trebuie să fie la imagine cât de frumos să arătăm, cât de bine să fim, cât de bine să arătăm. Nu, nu, nu. Lupta noastră trebuie să fie să fim așa cum ne vrea Dumnezeu și așa cum spune 1 Petru capitolul 3. Despre podoaba voastră, cu versetul 3, să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtare de podoabe de aur sau îmbrăcarea hainelor. Nu ceea ce se vede, frate și soră, ci omul dinăuntru, ascuns a inimii, în curățire, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Care e mare preț înaintea lui Dumnezeu? Omul dinăuntru care e ascuns al inimii noastre, omul care e înăuntru, care e curat și sfânt înainte lui Dumnezeu, că ce podoaba aceea frumoasă a bisericii este sfințenia, binecuvântat să fie Domnul, frate și soră. Cuvântul lui Dumnezeu asta ne arată, că noi nu trebuie să luptăm pentru imaginea noastră. Omul pe afară să arate bine, dar înăuntru să fie exact cum o bombă. Dacă să punem o bombă și vedeți, sunt bombe peste tot, ce face rău, rău foarte mare. Cine dintre noi s-ar uita la bombă? Băi, ce bombă frumușică! Fai, ce fain arată bomba asta!
Păi de la că explodează bomba asta frumusică, să vedeți ce face acolo, dărâmă absolut totul. De multe ori omul din biserică arată exact ca o bombă frumusică, dar frumusica aceasta de bombă, în moment când nu-i totul pus la locul lui și când totul este dezgolit, așa bucnește de numai și dărâmă totul în jurul lui. Frate și soră, lupta noastră nu trebuie să fie ca să îmbrăcăm bomba cât de frumos să fie. Lucrul nostru trebuie să dezmordăm bomba aceasta și să o pocăim de binelea și să o spălăm în sângele lui Iisus Hristos și să o plecăm la pământ și să o zdrobim și să o răstignim împreună cu Hristos ca să moștenim cerul. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Soția lui Ieroboam spune, se duce la proroc și zice prorocului în 1 Împărați 14, zice lui soția lui și zice, du-te la proroc, dar nu te duci așa cum ești, îmbracă-te altfel, ca să nu te cunoască. Și în momentul când intră la proroc, spune cuvântul lui Dumnezeu, intră soția lui Ieroboam, intră, te-am cunoscut, de ce te dai drept alta? Aici e problema, frate și soră, și la noi. De multe ori luptăm în loc să ne aducem noi trupurile noastre ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. În loc să luptăm să ne pocăim, în loc să luptăm să ne plecăm și să ne smerim, noi luptăm ca să ne dăm drept alții și când venim la biserică să arătăm bine, pace frate, pace soră, și că totul e bine, totul e frumos și plecăm cum am ieșit, fără nicio problemă. Frate și soră, asta nu e luptă reală. Asta e luptă care te va duce în iad. Lupta trebuie să fie pentru o curățire de inimă, pentru omul ascuns a inimii curat și fără prihană, și în felul acesta Dumnezeu, acolo vom fi împreună cu El, vom fi împreună cu Iisus, unde ne va duce o biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură. La aceasta trebuie să fie lupta. Spune cântarea noastră frumoasă, hai luptă, frate, luptă, hai luptă, nu te da bătut. Nu te da bătut. Într-o lume de aceasta care trăim, lupta noastră trebuie să fie lupta cea bună. Doamne, ajută-ne la aceasta. Lupta greșită, și dacă noi înțelegem în ziua aceasta că dacă luptăm unul împotriva altuia, este o luptă greșită care ne va duce în iad. Dacă înțelegem în ziua aceasta, dacă luptăm ca să fim mari, ne va duce în iad cu tot cu mărimile noastre. Dacă luptăm ca noi să arătăm bine pe afară, dar înăuntru e ceva murdar, ceva spurcat, ceva ca o bombă care va exploda, drept în iad ne vom duce cu lucrurile acestea, fiindcă sunt lupte greșite și interzise în biserica lui Dumnezeu. În biserică, haideți să luptăm pentru credincioșie, haideți să luptăm să fim curați, haideți să luptăm să fim plăcuți lui Dumnezeu și să înțelegem în ziua aceasta căci lucrul acesta e voia lui Dumnezeu, să luptăm la lupta cea bună pentru credința noastră, pentru ceea ce Dumnezeu dorește în viața noastră. N-avem de luptat unul împotriva altuia, încă o dată zic, protivnicul nostru este diavolul. Haideți dar să luptăm și să ne împotrivim tare în credință și El va fugi de la noi. Amin.